Vă creșteți nepoții de când erau de 2 și 3 ani? Da, de când erau mici. Deci eu i-am crescut. De ce i-ați crescut dumneavoastră? Pentru că mama lor le-a părăsit, tata lor la fel le-a părăsit. Nu s-o mai răspuns cu copiii, decât să-i lăs la casa de copii, mai bine i-am crescut eu. I-am crescut. Și nu i-au mai căutat deloc? Nu. Nu, știe tot satul. Acum copiii câți ani au? Unul are 10 ani și celălalt are 9 ani. Deci de vreo 8 ani de zile? Da, vreo 8 ani. Da. Sunt la școală? Da, da. În ce clasă? Unul în clasa 4-a și unul în clasa 2-a. N-au nici o zi nemotivată. Cu băiatul la mare mai umblu și la Mureș, că are probleme la guriță. Mureș. Ce am probleme? Fost. Desformație la dinți are. Și am înțeles că nu e singura problemă medicală. Și soțul dumneavoastră are ceva probleme. Da, soțul are cancer din iunie, nu mai poate lucra. Lucrez eu așa, prin sat. Ce fel de cancer are? Poftim? Pulmona, la plămă. Și băiatul așa, unde ne mai cade, la crepala de aia, ne mai... Vara merem, la săpat, la plivit, prin grădin, la oameni. Băiatul e al dumneavoastră? Da. Îmi dă, doamna doctor, îmi dă preparate, îmi dă medicamente acum, că deocamdată eu, când a fost în Anglia, am stat până în octombrie, mi s-a făcut control, de acolo mi s-a spus că e stopat, deci... Din evoluție? Da. Acum trebuie să mă duc chiar în ianuarie, pe 16 ianuarie, să mă duc la control. Unde? Tot în Anglia. Și